Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi o să vă prezint cea mai importantă piesă de echipament pentru motociclism. Este vorba aici de o cască, pentru că cu toții avem două mâini, două picioare, dar cu toții avem un singur cap. De asta s-a dat și legea cu casca, pentru că toți avem un singur cap și trebuie să fie protejat. Și pe această ocazie le mulțumesc celor de la Biker Fun Shop, pentru că am ocazia să vă arăt o cască de o siguranță înaltă. Ei bine, dragilor, poate cunoaște sentimentul ăla în care îți iei o motocicletă și îți aduci aminte că nu mai ai bani și n-ai luat-o în calcul, nici echipamentul și așa mai departe. Ei bine, elementul cel mai important pentru echipamentul unui motociclist este casca, exact cum v-am spus și mai devreme. Casca trebuie să fie întotdeauna cea mai bună, cel mai sigur echipament pe care tu îl ai pe tine. Și de cele mai multe ori și pe cască să dau cei mai mulți bani. De cele mai multe ori. Înregistrez acest videoclip cu casca pe mine și cu echipamentul stând pe loc. Este o leacă mai greu, dar să mergem la treabă. Astăzi am făcut rost pentru voi de o cască de la băieții de la BikerFanShop.ro. Ei mi-au dat o cască, iar această cască este una la preț, nu pot spune mediu pentru că este până în prețul mediu al unei căști, dar în același timp este o cască de 5 stele, este o cască foarte sigură și o cască gândită pentru siguranță. Haideți să vedem ce a adus Motorider în mega top case-ul lui. Ta-da! Aceasta este casca. Vă place? Nu? Bine, punem asta la loc, îl închidem ca să nu vină mistreții să ne-l fure. Așa vine casca împachetată. Este o cască de la MT Helmets. O să vă deschid imediat. Vine aici prinsă foarte frumos. Eu n-am mai putut să fac prinderea frumoasă. Nu știu cum ați putut să o prindeți voi. Aceasta este casca Revenge 2 Chrono de la MT Helmets. Hai să punem asta pe aici. De fapt, stai aici. Este o cască, cum am spus și mai devreme, sigură. Este o cască foarte bună și gândită pentru siguranță, din nou vă spun. Casca este modelul Revenge 2 Chrono, care în această variantă de Revenge 2 se poate achiziționa în mai multe culori cu mai multe designuri. Acesta este designul roșu mat pe care eu l-am vrut pentru că se asortează cu echipamentul meu. Calota exterioară, pentru că este o cască sigură, așa cum am spus și mai devreme, este fabricată din ABS, adică policarbonat cu rezistență maximă la impact. Și testele pentru astfel de căști se fac în general în partea de sus, se face un test în partea asta, pentru că este foarte important să ne protejeze creierul, dar și în partea frontală, în cazul unui accident frontal. Astea sunt punctele sensibile, să zic, ale unei căști. Toți producătorii de căști fac teste pentru asta. Asta este o cască foarte sigură, este o cască cu 5 stele, are mai multe acreditări de care o să vă amintesc mai târziu. Viziera, care în momentul de față este la mine acoperită cu un acțipil de la cei de la MT Helmets. Viziera este tratată pentru zgârieri, adică nu tratată să se zgârie, tratată împotriva zgârierilor. Pentru a desface mai întâi viziera trebuie să apăsăm pe butonul ăsta și s-a deschis singură. Și ca să dăm jos viziera trebuie să tragem pur și simplu de acest mâner și pur și simplu ridicăm viziera. Atenție! Pe cât de simplu se scoate, pe atât de greu se dă jos în momentul unui impact. Este făcută să reziste, amintesc. Dacă vreți să schimbați viziera, vreți să o spălați sau așa mai departe, o să fac tutoriale și cum să spară viziera mai încolo. Dar ca să o băgați înapoi, pur și simplu apăsați pe asta și
a intrat viziera înapoi. Atât de simplu. Viziera se poate achiziționa și în varianta neagră, ea stock vine cu asta transparentă. Mi se pare normal să dai unui conducător moto o vizieră transparentă la început. Casca vine din fabrică cu aceste logo-ul de la MT Helmets aici. Viziera are 2,2 mm. Este o vizieră foarte, foarte rezistentă la impact și se închide apăsând mai tare în partea de jos. În momentul ăsta s-a blocat, viziera se deschide numai la acționarea butonului alb de aici. Logo-ul frontal este un logo în 3D, logo-ul MT Helmets. Pe spate avem din nou sigla de la MT Helmets, dar și în părți, în stânga și în dreapta. În partea de sus avem design alb cu negru, cu câteva grafici în formă de săgeată. Mecanismul de deschidere a vizierei este unul pivotant, adică se dă în trepte. Din câte am numărat eu, are 5 trepte. Acest buton din față, de care vă spuneam și mai devreme, este făcut pentru închiderea etanșă a căștii, ca să nu intre aerul pe lângă vizieră în interiorul căștii. Sunt mai multe metode prin care aerul circulă. Interiorul căștii, încă nu i-am dat jos toate astea, interiorul căștii este unul complet detașabil pentru a se putea spăla. Fiecare alege acum cum să spele interiorul, dar atenție, nu la forțe foarte mari mașina de spălat. Se poate spăla ca să menținem igiena. În interiorul căștii avem prevăzută din fabrică încă un gol în această zonă pentru a putea monta pe cască un dispozitiv de vorbit, un intercom mai exact. Mărimile disponibile pentru acest model Revenge 2 Chrono se pot găsi mărimi de la XS până la XXL, ca și la celelalte căști. Ca greutate, această cască la mărimile mici, adică de la XS până la M și de la L până la XXL, se împart în două categorii. Deci pentru categoria mică, greutatea este de 1400 de grame cu 50 de grame minus sau în plus, iar la categoria mare 1500 de grame cu 50 de grame în plus sau în minus. Ca și aerisire pe această cască, avem aici în partea superioară avem două butoane, două fante de aer, iar în partea din față avem din nou aceste două găuri prin care se face aerisirea în cască, se face ventilația în interiorul căștii, dar și aceste butoane, că sunt două la număr, pe aici intră aerul, dar avem încă două module dacă vrem să intre mai încet sau deloc. Deci așa intră la maxim. Este la prețul de până în 600 de lei, dar este o cască foarte sigură, cum am spus și mai devreme, în cazul în care nu aveți 20, 25, 30 poate de milioane lei vechi, să achiziționați o cască foarte bună. Ca și omologări, casca are dotări care în Europa și nu numai sunt acreditate pentru siguranță. Avem și pe spate ECE-ul și DOT-ul, că sunt acreditate și certificate DOT. Atenție, deci tot timpul când vă uitați la o cască să vedeți ce certificări are, pentru că acele certificări notifică că este o cască sigură. Și noi asta căutăm, o cască sigură, pentru că de cele mai multe ori accidentele grave, uite o pisică. De cele mai multe ori, în cele mai grave accidente se moare din cauza căștilor proaste. Interiorul acestei căști are densitate multiplă pentru o protecție mai bună a celui care conduce o motocicletă sau a celui care, foarte cine știe, poate vrea suporta și la altceva. N-am vorbit despre acest sistem de prindere a gâtului, să te sugrume așa aici. Ce-mi place la acest sistem este că este unul reglabil, adică ai mai multe trepte de reglare în funcție de cât de gros ești la gât sau cât de lat ai ceafa. Bun. Și acesta se prinde pur și simplu prin împingere și se scoate pur și simplu trăgând de acest material. Și s-a scos. Mai facem o dată, exact ca la avioane, dacă ați fost cu avionul. În partea din față avem din nou o pânză, un textil
pe din afară diferit față de cel de dinăuntru, pentru ca aerul să nu intre în interiorul căștii și să fie cât mai silențioasă posibil. Este o cască bună, nu vă uitați la greutatea căștilor, pentru că o cască din ABS tot timpul o să fie puțin mai grea decât una din fibră de sticlă sau fibră de carbon, dar fibra de sticlă și fibra de carbon se folosesc pe circuit. Dar să știți că o cască cu material din ABS absorbe mult mai bine puterea impactului decât în cazul unora de fibră de sticlă sau fibră de carbon. Ca și variante de culori, ca design exterior al căștii, avem roșu, avem alb, alb lucios, avem negru mat, avem albastru, avem portocaliu și multe alte variante. Așadar, dragi prieteni, aceasta este noua cască a Motoriderului. Casca pentru dual vlog, o să-i pun și în partea din dreapta sau în stânga, nu știu exact unde să-l prind, un GoPro, dar și microfon. Avem spațiu destul înăuntru să băgăm intercomul, dar și firăra aia, aia 6 metri de cablu pentru lavaliera pe care o folosim. Este o cască bună și pentru motovlog. Greutatea în general la motocicletă a căștii, în momentul în care conduci, poate să te doară prima zi gâtul pentru că este prea grea și nu te-ai obișnuit, dar compensează mușchii gâtului și a doua, a treia zi deja nu o să mai simți. Ia uzi ambulanța, bravo! Mersi! Își fac și ei treaba. Ca și design o să o las la fel, dar o să-i pun un GoPro în față și un intercom în laterala din stânga. În fața căștii aici avem un separator pentru aer care vine peste nas pentru a ajuta la circularea aerului din interiorul căștii și ca să nu aburim noi casca, viziera în momentul în care respirăm. Pe aici intră aerul, se duce în sus, se duce pe lângă vizieră ca să nu aburească, să nu să ajute la dezaburirea căștii până la urmă. Aerul circulă prin această cască, intră prin față, prin această fantă, intră prin față, trece pe deasupra și iese prin aceste găuri din spatele căștii, aceste două găuri din spatele căștii, astfel ajungând să aerisească întreaga cască. Deci este o cască bună și din acest punct de vedere. Motorider vă recomandă casca asta. Cum am spus, asta o să fie casca mea de motovlog, de dual vlog. Să vă luați o cască bună, să vă luați o cască sigură, pentru că acesta, cum am spus și mai devreme și o să spun în continuare, este singura piesă din echipamentul moto care cu siguranță îți poate salva viața și în accidente minore. Acestea fiind spuse, mulțumesc din nou celor de la BikerFanShop.ro pentru că mi-au dat această cască să fac review cu ea și pentru dual vlog. Vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat la acest review, sper că v-a plăcut, să-mi scrieți în comentarii ce căști aveți, ce părere aveți despre această cască și ce vreți să aduc nou în review-urile viitoare. Până data viitoare, Motorider pentru tine, numai bine! Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more. Oh, then gets empty again, better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it, see what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it open.